Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ora pe chinezește. Telefoane mobile chinezești. Avem un mesaj de la ministrul lituanian al apălării. Dânsul le-a recomandat oficial cetățenilor lituanieni să nu mai cumpere telefoane mobile chinezești și i-a sfătuit pe cei care au telefoane mobile chinezești să le și arunce. De ce? Serios. Deci guvernul lituanian a descoperit că acestea au încorporate funcții de detectare și cenzurare a conținutului, transmite The Guardian. În telefoanele vândute în Europa de compania chinezească Xiaomi sunt aparent, zice ministrul lituanian al apărării, preinstalate mecanisme de detectare și cenzurare a unor termeni cum ar fi Free Tibet, adică eliberați Tibetul, Long Live Taiwan Independence, adică trăiască independența Taiwanului, sau Democracy Movement, mișcarea pentru democrație. Dar nu e clar, trebuie aruncate. Că... A anunțat marți autoritatea privind securitatea cibernetică din Lituania. De asta lituanienii nu poate să informeze corect despre Tibet și Taiwan? Nu e în ordine. Nu e deloc în ordine. Adevărul chiar nu e în ordine. Dar nu că aruncate, arse. Da. Funcțiile de detectare și cenzurare ale software-ului telefonului Mi 10T 5G, nu știu ce, au fost dezactivate pentru piața Unii Europene, dar pot fi activate oricând de la distanță. Se precizează în raportul Centrului pentru Securitate Cibernetică. De exemplu, dacă tu te-a pus să faci un studiu mai amănunțit despre Taiwan, ăia te simt și da. Stai accesul la internet. Informații și tu ce faci. Ăsta e Pokémon, ăsta da. E astea. Lituanienii de precizat că sunt cam la fel de amărâți ca noi, adică în rândul populației, cred că o să fie o isterie acum de aruncat cu telefoane. Da, și le aruncă de la geam. De euro, că nu mai poate să citească știri despre Tibet. Dar pe tine nu te interesează chestia asta, că un guvern străin are softuri de cenzurare a unor anumiți termeni într-un telefon pe care îl folosești tu? Adică nu te deranjează treaba asta? Nu? Nu. N-ai nicio problemă, nu? Nu, adică dacă e vorba despre Taiwan și Tibet... Dăi... Nu! N-am nimic cu oamenii! Dar informațiile de acolo nu mă frământ. Da, adică... principiu, nu te... N-ai niciun rău, nu te interesează. Da, e altă, adică nu e de... Nu, încolo, de principiu. Resortul dacă, meu ca da, cetățean. Ia zi, e mai ieftin telefonul, sim. Dă-l încoa. Da. Dacă pe viitor o să cenzureze informații despre sectorul tău, de exemplu. Despre sectorul 2? Da, lucruri de genul ăsta, lucruri care te interesează. Să avem noi în țara asta cum să, mașini care nu poluează. Că sunt cetățeni care spun, nu mă interesează, e mai ieftină, dă-o încoace, ce contează că face fum în spate? E, nu care că problemă? Nu compara mere cu pere. De ce? Păi, până la urmă, eu dacă e am un telefon de ăsta care are cenzură pe Tibet, nu te deranjez pe nimeni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.